Europa vrea să oprească asaltul comercial al Beijingului pe continent. Și încheiem cu Sandra, efectiv Storcescu, care vrea să pronunțe Beijing ca la carte, dar i-a ieșit cu totul altceva. Europa vrea să oprească asaltul comercial al Beijingului pe continent. Europa vrea să oprească asaltul comercial al Beijingului pe continent. Stimabil Cârcot, așa îmi face o dezbatere lingvistică extinsă. Cum sună dativul cuvântului Beijing? Că poate Sandra are dreptate și noi nu știm. Europa vrea să oprească asaltul comercial al Beijingului pe continent. Ole, Sandra! Nu, stai, că nu-s așa. Nu? Așa japonezi. Chinezii sunt... Sandra, deci pronunția în română este Beijing. Da, Beijing. Citim exact așa cum s-a scrie. Beijing, așa cum pronunți tu, nu se pronunță în română. Nici măcar în chineză, unde există 4 dialecte oficiale și tot atâtea pronunții diferite ale cuvântului Beijing. Alu, alu, nu vă încetați, mă. Ea, de fapt, întreba Beijing. Da, de ce n-a zis-o?